Emi, cum spune vorba, petrece timpul cu înțelepții și te vei deștepta. Am să spun ceva. Dacă un om are hipertensiune, dar bineînțeles să fie în climat temperat în România, nu știu cum în alte locuri, ar merge și la în sud, cum e Palestina sau deșerturi unde e cald, în fine. De aia să nu fii prea în nord să faci meningite. Deci e o sticlă, asta este goală. Pui în ea apă. Acum să presupunem că asta ar fi o sticlă de jumătate de litru, nu atât. Pui în ea apă. Dopul e cam egal la toate sticlele. Bun. Ce faci? Pe tine, tu să zicem că ești hipertensiv sau ai probleme cu vascularul la cap, în fine, multe lucruri poate să fie. Poate ești stresat, poate ai diabet pe bază de stres, poate ești nevrotic, orice ai tu. Ce faci? Știi că îi pune la dușuri reci pe unii. Îi punea mai de mult. Dar, pe psihotici. Dar acum tu trebuie să înțelegi, dacă ai o boală orice ar fi, ce faci? Deschizi dopul. Nu te teme, casa n-are apă. Deschizi dopul. Tot. Ștori apă în dop. Până îl pui în el. Eu așa luam cina, știi? Am luat ani de zile. Puneam jumate și jumate apă. Puneam jumate oțet, jumate apă. Aia și cu oțet din vin, de mizil. Am avut odată. Bun. Și ce faci cu apa? Tot din zona asta așa. Și ea se va împrăștia, poți să mai faci pe aici și am finit. Și o să vezi, o să te simți botezat a doua oară, o să te simți, unge-ți capul, când tu când postești, unge-ți capul tău și spală-ți fața ta, o să te simți ca Saul când l-a uns Samuel și ca Daniel, ca David când l-a uns Samuel. Și o să te simți și tu ca ăia la Iordan, la Ion, botezătorul și la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a zis, haideți să vă spălați hainele. Nu, dacă Iisus Hristos a zis, i-a pus în Evanghelie pe apostoli, pe ucenici să spele hainele. Și în Apocalipsă iară zice Iisus Hristos, ferice de cel de cine spală hainele ca să aibă drept de intrare în cetate. Atunci cu cât mai mult trebuie să ne spălăm creștetele, ca să fim și noi rezi, mă, rezi, nu nebuni, mă, copchile.